Macovei mitraliază în toate direcțiile, atacuri fără precedent la adresa coaliției, ACCR sublinierea ia presubliniere din Telui Iohannis. Fostul ministru al justiției a în subliniere IT la Rampu ampla analiză, în care critic dur coaliția PSD ALDE sublinierei măsurile luate de ace subliniere TIA în domeniul justiției. Macovei susține ce PSD ALDE au un plan pentru acapararea justiției, dar iarii sublinierei îi acuz pe politicienii coaliției ce, în colaborare cu UDMR, a pregătit funia sugrumului justiției independente. Cuvinte dure are sublinierei la adresa Curții Constituționale, despre care spune ce s-a suprat numai vorbete cu Comisia Europeană despre MCV, dar sublinierei ce în schimb practica fără vreo schimbare a faptelor. Nici la adresa presubliniere dintelui Klaus Iohannis nu are cuvinte de laud. Europarlamentarul susține ce de subliniere era singurul care putea sesiza comisia de la Venecia, presubliniere dintele s-a eschivat, pe motiv ce intervalul de timp este prea scurt. Caracatia PSD ALDE alerg la maratonul sufocrii justiei. Parlamentul a refuzat să sesizeze comisia de la Veneia, de i modific procedurile de numire în funcții de conducere a magistrailor. CCR s-a suprat numai vorbete cu Comisia Europeană despre MCV. Grupul infracțional organizat PSD ALDE, ajutat de UDMR, a pregătit funia sugrumului justiției independente. Robert Cazanciuc spunea, după întâlnirea recent cu Dragnea și cu Iordache, alt întrebare, ce au discutat ca legile justiției să fie adoptate fără grab sublinierei în acord cu deciziile CCR. Fere grab înseamnă deja de pe o zi pe alta, ieri a fost discuția în Comisia Iordache, azi e dezbaterea din plenul Camerei Deputailor. Iar Dragnea va spune, ca de obicei, ce nu are nicio legătură. Următorul act de teredare este modificarea codurilor penale, prin care PSD and ALDE vrea să transforme România într-un paradis al infractorilor. PSD ALDE are un plan pregătit de mult pentru acapararea justiției iari. Acum a venit momentul datului în cap justiției. A devenit o urgent schimbarea modului prin care este numit președintele înaltei curii, care judec procesele cu politicieni. Din 2005, eful instanței supreme este numit la propunerea CSM de către președintele României. Acum, prin voina politicienilor cu probleme penale din PSD and ALDE and UDMR cu ajutorul curii constituționale, președintele este scos din circuitul numirilor. De ce vrea grupul infracțional organizat PSD and ALDE să schimbe proceduri care a funcționat foarte bine ani de zile, dovad fiind condamnări în dosare de corupție cu politicieni și moguri și procese mai scurte? În procedura de numire a procurorilor EFIT, PSD and ALDE a stabilit ce președintele nu poate refuza decât o singură dată numirea unui procuror propus de ministrul justiției, însemnând ce a doua oară președintele este obligat să numească chiar persoana pe care inițial a refuzat-o. Președintele devine astfel o marionetă.
până acum, președintele putea refuza motivat ori de câte ori avea argumente ce o persoană nu este potrivit pentru funcția de procuror general. Mizează PSD îndată pe existența unor procurori care răspund comenzilor politice pe care doresc să îi propun la conducerea DNA, dicotia parchetului general? Da, este singurul motiv ca să limiteze rolul președintelui. Fereni schimb practica fere vreo schimbare a faptelor. În 2005, CCR stabilea ce dacă presubliniere dintele României nu ar avea niciun drept de examinare sublinierei de apreciere asupra propunerilor făcute de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea judectorilor sublinierei procurorilor sau în anumite funcții de conducere ori dacă nu ar putea refuza numirea nici motivat sublinierei nici măcar o singur dat, atribuțiile presubliniere lui României, prevăzute de articolul 94 lit. C, coroborat cu articolul 125 alin. 1, din Constituție, ar fi golite de conținut sublinierei important. CCR susține acum ce scoaterea președintelui din procedura de numire a EF-ului în alte curi nu este o problemă de constituționalitate. Mai mult, Parlamentul, pe care mulți îl hulesc, și Curtea Constituțională au refuzat să sesizeze Comisia de la Veneia în legătură cu modificarea legilor justiției, deși este o cerință expresă în rapoartele MCV ale Comisiei Europene din ianuarie-noiembrie 2017. Rămâne de îndeplinit solicitarea cuprinsă în recomandare, conform căreia România ar trebui să ceară avizul Comisiei de la Veneia. Ca să fie clar cine împarte vina cu PSD îndată pentru ce nu intrăm în Schengen, fostul deputat PSD Valer Dorneanu, acum președintele CCR a declarat în numele curii ce nu mai dorete să se întâlnească cu experii Comisiei Europene în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. CCR trânte teua în nas Comisiei Europene, într-un gest inexplicabil și grav, probabil de mână cu PSD îndată. MCV este parte a tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Toate instituțiile sunt obligate să îl respecte și să ajute la îndeplinirea angajamentelor asumate la aderare. Singura persoană care mai poate sesiza Comisia de la Veneia este președintele Iohannis, care însă a dat semnale ce nu o va face, motivând ce nu ar fi suficient timp pentru un răspuns în termenul de 20 de zile pe care îl are la dispoziție din momentul în care legile sosesc la promulgare. Avem iar Maria Neagră în Parlament. Scrie Monica Macovei pe Facebook.